Bine ați venit la un nou vlog. Acolo avem un catam, Pazvarna, Caio K2, Caio T2 și în spate un Raptor. Azi aparent luăm un traseu nou, din cauza că iarba e mare, nu se văd șansurile. Și dacă nu ești atent, poți să cazi liniștit într-o groapă. Am ajuns la un lac frumos. De fapt am ajuns de mult, dar că eu acum abia i-am tras atenția. Traseul de azi e total necunoscut pentru mine. Asta înseamnă că și pentru voi. Iarba e destul de alunecoasă în perioada asta. Deci lacul a secat. Cred că încolo și ne ducem. Alunecă mult. Încep să mă obișnuiesc cu acest caio. E prima oară când merg pe dânsul ca tare. Pot să vă spun că viteza e destul de scurte. Cu antea practic n-ai ce face. Vibrează foarte tare. Deja mă dor mâinile de la vibrații. Opa! Mai n-am făcut-o. Super socul mi se pare mai stabilă, mai ușor de controlat. Unde zboară ei prin pădurile astea? Ce frumos aici! Ca vaca pe gheață mă duc! Ca vaca pe gheață merg! Păi pe traseu ăsta n-am mers de 2 ani! Ai văzut cum... Da, da! Am spasit-o ultima secundă! Nu știu cum s-a văzut din spate, dar eu am simțit că-i bâja! Da, da, am fost o leac! Stați o leac, eu trebuie să dau la chișor! Da? Și frumos așa. Livadă, da? Așa, da. Răspund că nu-s copaci mari. Sau habar n-am și că e destul de apropiat. Frumos priveliște. Îmi place cum se aude motorul. Dar vibrează atât de tare, mă, de asta. E mare, mare, tare iarba asta. Sunt interesant. Azi mergem mai încet decât de obicei, pentru că v-am mai spus la început, iarba e mare și nu știu unde apare o groapă. Chiar nu știu unde apare o groapă.
Și e și foarte alunecos. Aha. Aici este o canalizare. Așa, de nicăieri o gaură de ceia și a intrat și te-ai traumat. Eu, căroși, mai pe scurt, n-am plăcuță de frână la roata din spate, pentru că aparent e criză de plăcuță în țară. N-am găsit pe nicăieri și lucrez doar cu frâna din față și cu frâna din motor. De asta și încerc să țin distanța cât mai mare de băieți. Nu știu dacă să mă ridic. Iar și o are el l-a salvat. El merge ca rață. Unde se duce ea? Cauciucul din față nu mai are deloc carne pe dânsul. Cauciucul din spate cred că la jumătate de viață. Dar nu ne-a fost și aici tare. Prin ce ne băgăm noi? L-a lăsat așa în jocul drumului. Uite acolo cât loc. Va fi. Este o grămadă de loc în zona asta. Și aici te oriunde să-l pui. Sunt în jocul drumului. Oh, asta e. Mi se pare că e locul acolo unde eu am căzut prima dată în Willy. Eu tot cu Antea. Dar crezi că mă ridicai? Eu am văzut cât de frumos te-ai ridicat acolo. Eu am încredere în tine. Ți-e practic nici motociclul nu-ți trebuie. E că nu poate tu împingi prin el cu ajut. Eu cam mă tem să vin înapoi, fără frâni. Wow! Hai, bratișca! Nu te opri! Stai să-mi trag aer. Eu ca prostul am venit că te iam când puteam să mă dau. Ia bă, mai. Ia huile, valea-i bune? Ia și eu ca prostul am venit că te iam când puteam să mă dau. Ia hujnoaia. L-ai necat, vezi dacă l-ai dat jos.
Vedem ce la vale. E tras ambreaj. E mele sau... Cine a, la vale? Nu, la nea. A, până cine ați traseu ce ați de vălăt. Băi, am început să lușui la urmă. Am... Давай. Эй, пи***ец, когда сюда выдержал стартер. Эй, пи***ец. Ну, ну, это где она, кто-то ей. ДНТ, кщурут, 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 кщурут. Что, Карет, зачем? Ну, требу, боец, ну, требу, боец. Все. Ам вазух, ти присеп, все, отдай куденсу, май департ. Băi, cât faci, niște cauciucuri bune. Băi, am transpirat și bate vânt tare și am unii frig. Poate să cred că să se drage noi. Da, asta își fac. Spus-o și e complicat, e verde. Am nimerit pe mușuroi și m-a aruncat. Am nimerit pe mușuroi și m-a dezbalansat. Nu mergi pe urmele mele. Și dai drept în sus. Nu lua chizești că te duci, că e verde. Frumos. Ce să încercai cu scaturile astea? Ce să încerc cu scaturile astea? Băi, voi mă puneți la păcate! Da să-mi veresc că tăia, mă, că-i merge pe știdez, cu mare nebun, măi! Hey.
Tu-i soarele mese. Tu-i soarele mese. Tu-i soarele mese. Băi, am ajuns cumva în vârf. Chis! A văzut, băiat! Că șoșul ăla! Băi, Iura, lasă-o cu mbrejurcă! Trebuie să fac blăjenie. Și Victoraș. Sunt mai în foiet. Vă ridicat dealul. Băi, l-a ridicat, ai văzut cum l-a ridicat tot râsul lumii. Las că eu am străduit să nu mă uit la tine. Important că e junsul. Ți-ți descarcă bateria. Un procent, cred. Da? Hai, pune. Și încotro mai departe. Dar ce-a făcut? Dacă aici stai. În asta? V-am spus încet, zăpășiți-l. Păi Slavci, scurul la caiu, el se îndoaie și vine la loc. Victor, așa ai văzut și... profesional. Mergem la izvor, la umbră, facem un popas. A fost interesant până acum. Sper să fie interesant și după. Se vede că iarba e udă și asta înseamnă că e tare lunecos. Nu m-am provat să merg pe dita. Aici facem popasul. Dar unde s-a dus umbra? Cade să ieși bieță, e o gură de apă cu aromă de broscuță. Bel dornă. Eu am băut dat trecut, că sunt normal, nu m-am transformat în iedă nici. De la mine, de la fiu, bro. Apa așa, bre, eu îi eu apa asta înapoi, așa. Că-ți de voi, de tine, să-l bătă cum e. Am și zi, v-a transformat în broscuță, vreau să dar știi că așa sunt nori de ploaie, nu ne-a f*** ploaia muș. Bă, am neajut. Și mai interesant. Eee, fraților! Țineți minte când v-am băgat în pădurea aceea la Cornești? Chiar. Eu prins ploaie și ești, nu ne-am rătăjit. Chiar. Am ajuns să-i ca niște curbe acasă. Ioarcă! Facem... Caroci, mamă, eu am crezut că e pe acolo drumul. M-am zis numai pentru copaci.
Mi-aduc aminte că am mai mers pe și cu ATV-ul. Uite, uhu. O depus mult efort copacul și ăla. Să mă țină. Wow. Eu sper numai să nu stric camera cu crengile astea. Da, băi! Bine! Căroși, m-am pierdut de dânsii. Ce căpici? Unde sunteți, ei? Uai! Da? Dar eu am fost încolo. Eu am fost acolo. Este un drum așa prin păduri. Da, prin stânga. E filmat. Culcat! Poliția! Culcat! Culcat! Mai nu văd nicând, pentru că ne-a sudat ochelarii. Wow. Minus. Cei cinci rătăciți. Oh. S-a luminat la față acum. Așa, n-am înțeles pe mine și mai departe. După dânsii, oricum. Baba. It was at this moment that he knew. He fucked up. Am alunecat.
Pasă-mă acolo un copac, dar văd cât e normal, e ziu. Am călcat, cred că mientă, pentru că miroase a mientă. Băi, eu n-am știut că ești aici. Noi am trecut pișa cu ani în urmă. Și atunci era traversabil. Dar mă să vede că eu m-am luat, cred că, pe o urmă de vulpi, ceva. Și eu am prascăcit. E oranj, eu tot. Mă greu de voi. S-o stâns taman când era mai interesant, dar zato lucra la Andrei. Dar un cap de creangă de azi, care creangă copac așa. Nu mai trezește. Turmentează pe vreo două zile și hei, interesant, eu au trecut cu ATV-ul pe acolo. Să aude din spate. Asta înseamnă că e bine. Așa trebuie numai decât în guarduri, pentru că mai treci, mai apasă o creangă de asta pe frână, frână față, sau îți închidea ambreiajul și ești pasibil de a-ți rupi gâtul. Dar am unii a luat un litru de apă, data viitoare dacă nu ne iau doi ape, nu știu. Năsăp și salunic. Ursulii, dă-te de-a dura. Ai văzut că m-au luat vreo două ori caleile? Da. Mă ieși și mă arunc în tăi direcții. Nu, tu scapi pe trebuie din galerie. Și interesant fără frâna de spate, doar frâna de față și cauciucul fără carne. Nu pot să țin frâna de față în curbă pe iarbă. Wow! Era o șotcă acolo, de acolo am rămânem acolo. Am intrat acolo, în râpă, ia, hop, minus. Eu am crezut că gata, îmi fac Sfânta Cruce. Bă, dar v-ați văzut eu la Pavarotti și încrezători merg. Dar nu știu dacă ați lucrează. Ați lucrează, mă plângi. Ai văzut că ce ceva? Avem mână, dacă ne vedem cu dau. Azi mâncăm carne. Deci numai să mă prind burlogul. Dar păi ți-ai luat și tu linii. Bagă-i. Încotro ne ducem? La deal sau la...
Caruș direct în ploaie, nu știu. Ploaie din cinci și mai tare. Aveți să-i mai dragă o tântă? Că de ce nu? Alunec fundul grav. Eu alunec prea tare ca să-i accelerez. Sorry că nu vorbesc mai mult, dar chiar sunt concentrat acum. Tot depinde de skill-ul meu, dacă îmi rup sau nu rup gâtul. Ii să duc și îmi vine să accelerez, mă duc după dânșii. Frâna de față pe care o folosim până acum nu mai are niciun sens. Lui era interesant în cotituri să accelereze, dar eu dacă mă duc și accelerez în cotitură, primul copac e meu. Și abia să oprești și mă aștept. În partea cealaltă, da? Aha. Eu sper că Iura știe drumul. Da, ni tot îmi pare. Dar nu și bă mai vechi. Da. De ce? Încolo sau? Căroce Abstanovka care frâna din față dacă o țin și o leacă e ud de iarbă sau năsip sau glot, îmi rup gâtul. Frână din spate n-am. Baterii nu mai am. Deci dacă chic jos e posibil să vedeți, e posibil să nu vedeți. Eu sper să nu chic jos. Dar dacă asta e tot, eu vă spun de pe acum. Mulțumesc de vizionare. Și nu știu ce vă mai spun. Dacă v-a plăcut video, abonați-vă la canal pentru că postez săptămânal. Când pe enduro, când pe stradă și după părerea mea fac o treabă bună. Fi și mai uscat și eu leacă mai bine. Frumos aici. Era năsâp. Iară. Măi, periculos tare. Trebuie numai decât niște cauciucuri bune. Până când eu am rămas făcut surprins. Dacă ar mai și avut frâni și cauciucuri bune, cred că era și mai interesant. Mai altfel. În discuturile trebuie și eu dublu atent, pentru că nu mereu motocicleta merge cum vreau eu din cauza la cauciucul din față. Eu, de exemplu, acum e greu să o iau spre dreapta. N-am luat-o. Oh. Cam îngust aici. I-am văzut. Că nu pot spun că s-a obosit, dar nici nu pot spun că s-a odihnit. Prea multe grijă îmi fac cu bike-ul ăsta pentru viața mea. Oh, aici unde am trăit eu căzut cu spate în wheelie. Da. Dă-i leac mai repede, eu am ce cam hărtie să nu te duc că-ți rup gâtul. Și-i scump. Băi, alții au murit și n-au pățit nicăi.
Slavic o luat-o prin dreapta, prin copaci. Hai că nu mai avem mult să ajungem acasă. După așa plimbare cel mai ghine într-o piere. Dar trebuie să ne ducem la Chișinău. Așa că minus bere azi.